Drumul județean 703F, drumul spre Runcu, așa cum știți cu toții, un drum foarte rău pe anumite porțiuni, dar, așa cum am spus, ne ținem de cuvânt și kilometru cu kilometru vom moderniza și acest drum. Deocamdată turnăm covor asfaltic pe două sectoare de pe acest drum, care va deveni bun într-un final, pentru că suntem la treabă, toți colegii mei de la RJDP sunt la muncă și reparăm acest drum. Va dura, dar, cum am spus, kilometru cu kilometru și acest drum, pe care avem multe greutăți, multe probleme, va fi un drum bun și frumos, pentru că în comuna Runcu veți găsi printre cele mai frumoase peisaje din România. Este o comună frumoasă, cu oameni buni, harnici, și facem drumul și aici. Este o comună și sunt locuri de o frumusețe rară aici, la Runcu. Până una alta, facem drum bun, kilometru cu kilometru. Este o zi foarte importantă, mult așteptată de către noi, de comunitatea noastră, pentru că drumul 703F Runcu, care vine de la Fedeleșul spre Curtea de Argeș, era foarte, foarte rău afectat. Și mulțumim domnului președinte și Consiliul Județean și RJDP-ului, cei care s-au implicat, de a asfalta kilometru cu kilometru până vom ajunge acolo la limita unde trebuie. Vă mulțumim din suflet și tuturor vă dorim multă sănătate. Bună ziua, dragi runceni, alături de domnul președinte. Vrem să facem kilometru cu kilometru. Deocamdată investiția dorită de dumneavoastră a fost îndeplinită și vor mai fi de aici încolo foarte multe.